Vă prezint pentru astăzi următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind revocarea HL numărul 21 din 27.02.2018. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul privat al comunei a unei suprafețe de 812 m2 pătrați teren Făneață. Punctul 3. Diverse. Deci, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la dezbatere pe puncte. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii Consiliului Local numărul 21 din 27.02.2018. Articolul 1. Revocarea prevederilor HL numărul 21 din 27.03.2018 privind aprobarea preluării în inventarul domeniului public al Comunei Nicolae Bărcescu al unei suprafețe de teren având categoria de folosință Fănețe. Cine răspunde la acest vedea detaliu? Da, e vorba de hotărâre care am dat-o, e vorba de același teren care va fi introdus azi în domeniul privat. Prefectura a considerat că întâi introducem în domeniul privat, după aia în domeniul public. E o făneață, nu știu, nu m-am ocupat eu. Da, de unde? De la Lărbuță. A, la Lărbuță. Da. Deci, asta e procedura. Vrea vor întâi în domeniul privat și în ședința următoare domeniul public iar. Băi, terenul să de unde vine? Ca să nu. Se duc în domeniul privat, după aia din domeniul privat, în domeniul public. Deci pleacă de la privat sau de la public? Prima sursă. De unde pleacă terenul? Teren? De la privat sau de la din public? Nu pleacă de nicăieri. Bunurile fără stăpân sunt ale comunei, 213. Cum sunt și drumuri care le mai găsim? Păi și de ce trebuie să tăiem privat și după aia în public? Pentru că așa e procedura. Îmi cer scuze pe... Mai are cineva ceva de spus? Poate ne explică. Da. Ce anume? Primul subiect. Revocarea... A, cu proiectul de hotărâre. Deci procedura de la trecerea în domeniul public se trece prima dată în domeniul privat al comunei. Noi am trecut în domeniul public pentru că până acum așa se proceda. S-a schimbat procedura. Acum trebuie să trecem în domeniul privat și după aceea în domeniul public. A trebuit să anulăm proiectul vechi și să revenim de la început. Deci asta este... Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu abțineri. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei unei suprafețe de teren având categoria de folosință Fănețe. Se ateste apartenența la domeniul privat al comunei a unei suprafețe de teren după cum urmează. Fănețe. Suprafața 812 m2. Vecinătăți. Nord, pădure. Sud, pădure. Est, DE677. Vest, DE677. Credeți, domnul primar, are cuvântul? Păi, aceeași procedură ce vă spuneam. Deci aceeași suprafață de teren s-a trecut în domeniul public. S-a revenit la hotărâre, s-a anulat hotărârea care s-a aprobat anterior și acum intră în domeniul privat. La ședința următoare, pentru că nu se poate vota la așa. Așa, vom face proiectul de hotărâre în trecerea în domeniul public. E o problemă cu terenul de la apă, canal Lărbuță. Asta va fi izvorul de la Lărbuța pentru apă, canal. Deci avem un proiect făcut pentru Lărbuța. Am și eu o problemă. Da. Tot timpul facem proiectele astea de hotărâre foarte evazive. Adică nu scriem nicio coordonată, nici Fănețele astea poate propuneți fi la galbii. Propuneți dumneavoastră ce trebuie să trecem și trecem. Păi nu, spuneți măcar, domnule, coordonate. Domnule, acolo, că doar ala care dă cu topometria are o coordonată, are ceva. Scrie Fănețe în localitatea Lărbuța, comuna Nicolae Bărcescu. Uitați-vă la... Adică nu vrem să aprobăm ceva, că ne trezim cu altceva. Asta e singura diferență. Păi nu, vedeți că există suprafața. Suprafața. Da. Vecinătate pădure, da. Nord pădure, da. Stânga da. Pădure, est de...
Poate nu permiteți. Spuneți localitate. Domnule, scrie Lărguța și știm că e prima dată. Colegul vrea să spună că ar trebui expunere de motive la aceste proiecte. Nu mai foaia și votează. La fiecare proiect, domnul secretar, trebuie expunere de motive? Deci avem proiect, dacă vreți să vă spun, domnul secretar. Deci să răspund dacă trebuie expunere de motive. La fiecare proiect trebuie expunere de motive. Nu pui proiectul, hai votează. Următorul proiect. Fără expunere de motive, nu știu despre ce e vorba. Hai să explice așa, ca aceeași problemă. Deci trebuie expunere de motive, așa e ce legea. Așa mi-ați dat foaia, invitația. Și nu știu despre ce vorba. Și vă rog să ne dați mapa, cum zice 215, mapa cu 5 zile înainte. Altfel nu mai vin la ședință. Vă dau cuvântul de onoare că nu mai vin la ședință. Dar mapa apare, spuneți. Și spuneți că domnul Dobor s-a abține. Păi, pe ce? Normal că mă abține. Votează. Ce să votează? Domnul Dobor, dacă aveți un motiv... Nu am niciun motiv. Am un motiv legal, domnul. Haideți să expunem problemele. Dacă vă reține ceva... Așa, eu am să vin în fața Consiliului Local, da, și o să arăt și fața adevărată a fiecărui om care vine la această sală. Da, da? Și o să vedeți cam ce înseamnă fața unui consilier aici la ședință și de ce vă abțineți în continuare tot timpul. Păi mă abțin că îmi dați foaia azi. Nu, pentru că aveți o problemă de răzbunare. Nu am nicio problemă de răzbunare. La momentul potrivit. Nu am. Aici Consiliul Local face... Nu am nicio problemă de răzbunare. Mereu ați spus că am probleme de răzbunare. Când m-ați dat afară de viceprimar, ați văzut instanța, au hotărât și am câștigat. Pentru ce am câștigat? Că a hotărât instanța. Nu motivele de nu există niciun proiect de hotărâre făcute în ședința Consiliului Local la care dumneavoastră nu vă abțineți. N-aveți nicio motivație. Nu am cum să mă abțin că eu primesc foaia azi. Ce să știu eu ce e aici? Păi în orice acolo, ați citit? Și la Bacău și la ședința de comisie care ați făcut-o, ați avut timp să dă mapă cu 5 zile înainte. La ședința de comisie care ați făcut-o astăzi aveați timp să citiți foarte bine. Când? Astăzi la ședința de comisie. Da? Da. Dar la noi se face ședința de comisie și nu știu de ce, din ce? L-ați spus la ședință? Nu. Sunteți absent acolo. Sunt absent. Dar să face cumva, a venit cineva la ședință comisie și nu știu eu? Păi nu știu, că dacă n-ați fost dumneavoastră, eu să știți cine... Dumneavoastră lucrați numai legal, dar vedeți că nu prea e legal. Haide să încercăm să facem pași, să respectăm legea, deci nu... Respectăm legea pe 24 aprilie. Da. Trebuie. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 3, diverse. Dacă îmi dați voi, domnul președinte, dacă tot coordonăm discuția, domnul Dobos, haideți să rămânem un aspect. Consilieri suntem la toate ședințele Consiliului Local, și ședințele de comisie, și ședințele extraordinare, da, și ședințele ordinare. Da. Deci în momentul în care noi facem o convocare și propunem o ședință, până acum, așa, la toate ședințele extraordinare, dumneavoastră ați cam fost absent. Nu, și a fost spus absent. Care e problema pe prezență? Ne uităm pe prezență. Dacă am fost absent, care e problema dumneavoastră? Deci, aici ne referam la seriozitate. Nu, dar care e problema dumneavoastră? Discutăm de seriozitate, domnul primar. Nu ați uitați-vă în oglinda dumneavoastră. Faceți seriozitate în oglinda dumneavoastră, nu în oglinda mea. Să știți care e cine să mă judece. Dar dacă vreți să discutăm asemenea aspecte, le discutăm. După urmă trebuie să discutăm. Da, știu. Mereu ați avut mereu contra. Dați o mapă cu 5 zile și expunere de motive să știți pentru ce vin la ședință. Noi respectăm legea, domnule. Nu-i de lege. E corect. Când a murit, mama a zis că nu, că să respecte legea. Respectăm. Păi respectăm și legea și 215. E legea noastră, nu? Deci dacă mi-ați lansat minge la fileu, că dumneavoastră doriți asemenea discuții, deci, oameni buni, un consilier local, da, primește indemnizații, nu primește salariu, nu este salariat, nu este angajat la o instituție, este ales ca și primar, da? În momentul în care are un eveniment în familie, ferească Dumnezeu, da? Are un eveniment în familie, el nu este, deci poate fi absolvit de absență, nu se ia în calcul, eventual, vedeți dumneavoastră că un consilier, dacă lipsește de 3 ori sau de 2 ori, nu mai știu, așa, poate fi suspendat sau, da. Dar nu-i cazul ăsta. Nu, domnule, eu este... Vorbim de... Îmi dați voie să termin. Nu, nu, dar e ședința Consiliului Local aici, nu e ședința primarului. Nu este ședința primarului, aici este ședința Consiliului Local. Suntem la diverse, domnul... Nu, e ședința Consiliului Local, deci, nu a primarului. Suntem uitați, la diverse, vedeți, uitați o chestie. Este ședința Consiliului Local. Dar să-mi pun pumnul în gură, că dar eu nu pun am în gură cuvântul. Eu. Deci, domnul președinte ne-a dat cuvântul, da? Bun. Haideți să lămurim. În caz de ferească Dumnezeu de deces, nu are cum să-l treci, îl treci prezent. Dar a cerut cineva? A cerut domnul Dobor și-i supărat. Deci eu explic niște lucruri. Pentru că proiectul... Dar la alte primării se poate? Nu.
Ba da. Nu se poate. Ba da. E greșeală. La alte primării există așa ceva, înțelegerea asta există. Domnule, e un caz în familie. Deci da, domnule, înțelegerea există, dar nu cerem dacă, dacă se votează desființarea Comunei Bălcescu la acea ședință, dumneavoastră nu sunteți prezent. Ceilalți votează pentru. Dumneavoastră votați. Deci eu vă spun care este caracterul votului. Deci dumneavoastră nu sunteți prezent. N-aveți cum să votați un proiect de hotărâre în absență. Asta este problema. Domnul secretar, dacă aveți completări în sensul ăsta. Deci, nu, dar să discutăm. Acum trebuie să chema și un jurist, cred, aici, ca să-i rămâneți cu Toni. Nu, domnule, am discutat o speță. Când ni se întâmplă la toată lumea, de cazuri în familie putem avea cu toți. Hai să dăm drumul la diversii, lăsați. De asta am discutat. Asta e o polemică care e diversă. Da, vorbiți de altcineva. Nu, am discutat o speță de care... Dar să nu spuneți cum trebuie cu 5 zile înainte, că altfel nu mai vin la ședință. Prinde un punctul slab la unul, gata, hai să batem în el. A zis și el acolo, în durerea mea și gata. A întors Consiliul pe dos și a păgubit pe bugetul primăriei cu nu știu ce. Sau a vrut să păgubează. N-a fost niciodată. S-a păgubit când i-s-o plătit despăgubire de nu știu câte milioane, cât ai primit despăgubire? 300 de milioane. 300 de milioane, tot din banii oamenilor. Când la ambiție au fost dat afară și s-au plătit 300 de milioane, și lui și lui Cătălin. Trebuia să plătească cine l-a dat afară, nu, nu vorbiți de banii aia. Vorbiți de 300 de milioane și tot ce a căutat să... Nu pot avea judecătorească acolo. Știu. E clar. Trebuia să plătească cetățenii pentru ambiția unui om. Este hotărâre judecătorească, dar ambițiile lui Schiller Anton. Asta e părerea dumneavoastră. Păi nu, e părerea instanței, nu e a mea. Nu, nu, nu. Instanța, dacă hotărăști, îi hotărăști. Nu hotărăști. Nu hotărăști eu, instanța hotărăști. Instanța, nu eu. Dați-i drumul la diversii, domnul președinte. Dar ce să facă președintele, domnule? Diversiile le discutăm, asta facem acum. Păi nu lăsați asta, asta e polemică, nu-i diversii. Da? Dar mai sunt alte probleme ale comunii. Nu m-am venit aici pentru că ați vrut să... Domnul Dobo, supărarea dumneavoastră de unde vine? Haideți ca să explicăm tuturor că lumea se miră. Supărarea mea. Pentru că nu plătiți impozite la mașini? Pentru că nu, nu vă faceți datoria de cetățean. Domnul meu, am adus 2 miliarde 200 în această comună. Vă arăt documente. 2 miliarde 200 pentru ambițiile dumneavoastră. Care ambiții, domnule? Da. Deci domnul Doboș este supărat de fiecare dată. Când ai trimit operatorul de la, când ai trimit operatorul de la apă canal, este supărat. Nu vrea să primească. Dar toată ziua. Deci, domnul primar, haideți să vă mai spun una. Deci nu-i dați voie să citiți asta cu metru, domnul. I-am dat voie, a intrat el personal, a zis să duci și unde? De asta trebuie să vă fac factura la 6 luni. Și v-am spus în ședințele anterioare, v-am zis că la magazinul Mixi se vinde cu țoiul alcool și bere afară și nu știu ce. S-au dus polițiștii comunitari jos că m-a trimis domnul Doboș că a făcut scandal în ședință. Păi cum se poate așa ceva? Cum nu există? Vă arăt, vă întrebați tot satul. Ei. Și astăzi la fel se continue. Care sunt măsurile dumneavoastră ca primar? Care sunt măsurile dumneavoastră? Am făcut, da. Deci am făcut tot ce trebuia în sensul ăsta, da? Deci, cei care sunt deci mergeți în seara asta la un magazin care vreți cei dumneavoastră. Cei care sunt autorizați. Deci, domnul primar, mergeți în seara asta la un magazin care vreți dumneavoastră să vedeți cât stau. La magazin mix vorbesc. Așa. La baruri au... specificul lor, da? Și vedeți dacă nu se bea cu paharul și cu sticla afară, la magazin mix. Și de asta, vedeți că de asta o să închidă și firme, și crâșme, și alea așa. Faceți reclamații de rigoare și dacă ați sesizat treaba asta. Păi eu v-am zis verbal. Și verbal mâine nu mai recunoaște ce aș spune. Vă fac sesizare ca să mergeți la, după aia la magazin. Uitați, ăsta nu vrea ca să vă faceți să vedeți. Da, asta sunt asta faceți deci, dumneavoastră. Personale. Nu sunt supărări, asta faceți dumneavoastră. Noi și acum dacă nu votez un proiect, mergeți în fața bisericii și Doboș n-a vrut să voteze. Păi ce să votez dacă mi-aduce astăzi? Eu nu știu. Uitați aici, nord, vest, est, de. Nu știți ce nordul și vestul? Spun pe cardinal. Geografia acum. Domnul Demar. Ați fost și profesor de geografie. Ați uitat la școală? Ați uitat creta de la școală? Haide, stați liniștit, că vă dau eu creta de la școală. Nu știu nordul. Domnule, hai să intrăm, deci dacă avem lucruri serioase de discutat, eu am vrut să vă spun că supărarea domnului Dumnezeu este foarte îndemeiată. În momentul în care... Deci tot diverse suntem. Diverse. Mai sunt discuții? Păi nu mai sunt. De ce, domnul Tancău, deci, când spun adevărul, atunci vă deranjează pe cineva? Da, nu este adevărul. Dumneavoastră nu-i dai voie. Ăla de la Apometru a venit și a citit. Nu mai vorbiți, nu mai mințiți, domnul primar. V-am pus Apometru de control și mă deranjează. Ăla a venit, nu mă deranjează, trebuia să... Mă deranjează. Nu, trebuia să fie adus la cunoștință. Nu trebuia să vă adus. Ba da. Băi, vezi că ți-am pus Apometru. Este o comisie care a constatat. Și țeava este printr-o...
prin proprietatea altuia. Eu da? nu mi-a aparține aia. Eu bine să știu că nu sunt țeapă acolo. V-am zis, lăsați-mă că fac, oricum o aduc afară. Aduceți-o din partea cealaltă. Din partea cealaltă și nu mai există discuții și nu mai că am ceva cu dumneavoastră, aveți ceva cu mine. Deci, corect era ca cetățean să-i dați drumul la operator să citească acum. Domnul meu, operatorul a citit. Întrebați-l. Nu, n-a citit. A citit. I-ați dat voi odată pe am. Nu, declarație verbală, îmi dreg 10 metri cubi acolo, că așa vreau el. Eu am zis asta. Și atâta vorbim, cu 10 metri cubi. Nu, da, atât are. Dar de ce nu m-a sunat viceprima? Bă, vreau să vă știu. 10 metri cubi are factura. Și acum ca să intre. Puteați acum le-a de mână să intre acolo. Nu am nimic de ascuns. Unde să intre? Păi la avem apometru. De apă, să vadă. Are apometru acolo, nu-i nicio problemă. Corect este așa cum este acum. Domnilor, în numele Consiliului vă urez sărbători fericite și un Paște fericit. Și la catolici și la ortodoxi. Domnule, am înțeles din partea noastră sărbători fericite.